În această săptămână, ASEA Târgu Mureș poate fi liderul Ligii 1. După victoria cu 2-1 în meciul de sâmbătă cu Pandurii Târgu Jiu, Târgu Mureșenii se pregătesc pentru o nouă confruntare cu Steaua București. Meciul dintre ASEA Târgu Mureș și Steaua București va avea loc miercuri de la ora 21:30 pe Național Arena. Este un joc important pentru ambele formații, însă din punctul meu de vedere nu este un joc decisiv, pentru că după meciul cu Steaua mai sunt, sau după etapa următoare mai sunt 5 partide de jucat. Va fi un joc destul de greu, întâlnim ocupanta primului loc, Steaua București, o echipă care nu mai are nevoie de nicio prezentare, o echipă cu tradiție, o echipă care a câștigat foarte multe titluri în România, o echipă respectată și în afara țării. Lupta pentru titlu intră în linie dreaptă, mai ales acum cu meciul direct. Va fi un meci foarte greu, cum au fost și celelalte meciuri până acum în acest retur, dar nu este un meci decisiv, pentru că rămân încă, după acest meci, încă 15 puncte în joc, 5 meciuri în care se pot întâmpla foarte multe. Ceea ce pot spune că suntem foarte, ca și echipă, suntem foarte motivați, foarte concentrați ca să mergem la București să obținem un rezultat bun pentru noi și după aceea să vedem în următoarele etape ce ne aduce viitorul. Așadar, ASEA Târgu Mureș îi va întâlni miercuri pe steliști. În acest moment, mureșenii se află pe locul 2 în clasament, la doar un punct de locul ocupat de echipa adversă.